Anța este de asemenea alături de noi la colecția de muzică. Un moment, ca de obicei, o filă din istoria rockului românesc. Astă seară vorbe câteva muzică aproape nouă cu Semnal M, grup înființat în toamna anului 1976 de Iuliu Merca și Ștefan Boldijar, lansat oficial pe scena sălii Radio Cluj în primăvara următoare. Moara și Durata sunt primele înregistrări cu Semnal M la Radio București în toamna lui 77. Anul următor apare primul disc, Trenul cursă de persoane, Apahida Cluj-Napoca. Inevitabilele schimbări în componența atrag după sine un nou membru care va influența decisiv stilul trupei, claviaturistul Gheorghe Ciolac. Turnelor din marile orașe, de pe litoral, din URSS sau Iugoslavia, îi se adaugă un alt moment culminant, și anume participarea la spectacolul concurs al grupurilor vocal-instrumentale de la Club A, desfășurat la Sala Palatului, între 16 și 19 martie, anul 1981. Alături de clujeni în concurs, trupe precum Sphinx, Pro Musica, Domino, Post Scriptum. Aminte cum zâmbeam, mă ridic, fac în cer. Trebuie să plec, mă prefac, nu te cred. Mă grăbesc încă o altă zi să mă nec. La mine, la mine, la mine, în oraș sec. Într-o dimineață s-au bucurat copiii să cânte, să spună proverbe, ghicitori, zicători, să simte bucuria în glasurile lor. Cât de importantă este figura judei păstrarea identității românești acolo de parte, mai ales în rândul copiilor care s-au născut pe meleaguri străine? Întreg grupul de copii care au participat este născut în Spania. Noi ceea ce încercăm este să le transmitem din folclorul nostru, să le explicăm, pentru că niciunul din ei nu știa de fapt este oșezătoare și trebuie să prezentăm la oșezătoare și atunci am spus, haideți să încercăm să facem pentru noi un spectacol. Noi propriu zis n-am realizat un spectacol. Noi am fost oaspeții noștri. Au fost deschis să afle cât mai multe. Și în permanență descoperă lucruri noi, sunt foarte receptivi, pun foarte multe întrebări, de ce trebuie să ne îmbrăcăm în costum popular, din ce zonă este costumul respectiv. M-au întrebat de caier, pentru că nu știau ce este un caier. De sus m-au întrebat soba pe care am pregătit-o și am pus-o în decor, le-am explicat că așa era pe timpuri. Eu cred că vor rămâne amintiri vechi în căpușorul lor și sperăm unii dintre ei să facă același lucru pe care îl facem noi acum. Și nu ați fost singură, ați fost ajutată de părintele Florin Nicolae Goian. Părintele, o putem numi persoana sufletului nostru. Întotdeauna avem ușa deschisă, întotdeauna ne este alături cu sfaturi, cu vorbe duioase. De asta am și apelat la dumnealui, pentru că știam că este în căsuța unde va fi o atmosferă caldă, duioasă, primitoare. O reunim cu biserica căsuța noastră. Am vrut să schimb toate becurile, în special pentru voi, copii. Ce știți de